În weekend avem UFC 300, este un eveniment foarte important pentru UFC și meciul principal este Jamal Hill cu Alex Pereira. Cine o să câștige? Păi, punctul meu de vedere, amândoi sunt foarte buni, amândoi au șansele lor de a câștiga. Jamal Hill este mai ofensiv, mai larg în combinații. Alex Pereira este mult mai strâns, mult mai tight și are o experiență pe striking mult mai mare. Experiența aia pe striking vine și cu plusuri și cu minusuri. În momentul în care ești obișnuit pe kickbox și ți-ai făcut reflexele acolo, mănușile mari îți acoperă tot capul și îți creează niște reflexe de care mulți luptători nu au scăpat nici după ce au trecut la UFC. Jamal Hill e mult mai un striker mult mai în stilul de MMA. Pe de altă parte, Pereira are experiența enormă de victorii în orice s-a apucat să facă. A fost campion la middleweight, a ajuns campion la light heavyweight, a fost campion în glory. Dacă ar fi să pariez, ceea ce nu e cazul, aș paria pe Alex Pereira. Cred că low kick-urile lui sub genunchi și croșeul de stânga își vor face diferența. La un moment dat, dacă nu reușește Hill vreo lovitură de knockout, vor obosi, reflexele vor fi mai slabe de ambele părți și contra lui Pereira își va spune cuvântul. Oricum, un meci spectaculos, abia aștept. O să